Extrema portugheză Sergio Barros este cel mai bun marcator al formației Handball Club Buzău după disputarea a 15 runde din sezonul 2021-2022, dar și unul dintre golgetării Ligii Naționale Masculine. Într-un top select alături de tunarii Ligii Naționale de handbal Masculin, Barros ocupă locul 15 cu 63 de goluri în tricoul echipei Buzoiene. Primele poziții din clasamentul celor mai prolifici handbaliști sunt ocupate de Marius Sadoveac, Politi Mișoara, cu 99 de goluri, Adrian Tirzioru, CSU Suceava, 98 și Gabriel Bujor, CSM Bacău, 90. Handbal Club Buzău ocupă poziția 10 cu 13 puncte în clasamentul la zi din Liga Națională de Handbal Masculin, iar în prima etapă din 2022 va juca joi, 3 februarie, la Focșani.